Mii de persoane cu dizabilități trăiesc în Craiova. Nu ies atât de des din casă, însă atunci când o fac, viața lor devine și mai grea, de parcă boala nu ar fi suficientă. Un jurnalist al Gazetei de Sud a încercat pentru câteva ore să meargă într-un scaun cu rotile prin centrul orașului. Răzvan Lupu, un tânăr care face asta de 19 ani, a ajutat-o pe colega noastră să se descurce. Bordurile sunt un adevărat pericol pentru cei care se deplasează în scaunul cu rotile. Dacă nu ești suficient de atent, poți să cazi și să-ți provoci alte răni. Oamenii nu au rămas însă indiferenți. Mai mulți trecători care nu știau de experiment au sărit în ajutorul colegei noastre și au rămas cu ea minute bune pentru câteva cuvinte de încurajare. De ce ați ajutat-o pe ei? Cine s-a născut pe acest pământ și nu ajută semenul său, s-ar putea ca mâine să ajungă mai rău ca cel pe care îl ajută. Doamne, dă-ne putere. Credeți că e greu pentru ei cu cărucioarele să meargă pe stradă? E groaznic. De ce? Ar fi bine o pistă să fie și pentru ei, măcar pista aceea care era vorba că o fac pentru bicicliști. Ar fi foarte bine. Și povestea este că oltenii sunt buni la suflet. Olteanu ajută. Nu sunt olteancă, dar tot ajut. Dumnezeu să le dea sănătate. Problema rampelor a fost și ea întâlnită pe drum. Făcute doar ca să fie făcute, ele sunt o adevărată bătaie de joc pentru cei care încearcă să le folosească, pe lângă faptul că sunt și foarte periculoase. Astăzi am încercat, preț de oră, să mă pun în pielea unei persoane care este nevoită zi de zi să meargă în scaun cu rotile. Alături de mine a fost Răzvan Lupu, el are 27 de ani, iar de la vârsta de 8 ani, de când a suferit un accident de circulație, este numai în scaun cu rotile. Răzvan, cum te descurci tu zi de zi pe stradă? Greu, dar te obișnuiești. Asta e orașul, dacă vrei să mergi, trebuie să te obișnuiești așa cum ești. Ce te deranjează cel mai mult? Cel mai mult mă deranjează rampele făcute la mișto, adică mai bine nu o faci, nu o vezi, știi că nu poți să o cobori. Dacă o vezi și vezi o rampă și e făcută, parcă să-ți facă în ciudă, ăsta e cel mai deranjant lucru, că e ca și cum cineva ar face mișto de tine. Altfel, pe unde nu poți să urci, nu urci. Răzvan, mi-ai spus că decât să faci un lucru și să te ajute cineva, mai bine nu-l mai faci. Da. Uite, după cum văzut și tu, venire 3 inci să te ajute, odată că nu-mi place și a doua oară că e periculos să te ajute cineva care nu știe cum să te ajute. Poți zici că dacă încerca cineva să te ajute, risca să te arunce în față. Cu scaunul tău, cât de cât e stabil, adică văd că nu prea te răstorni cu el. Pe mine, dacă ar încerca cineva și vine să mă ajute și fără să mă întrebe, riscă pur și simplu să mă arunce în față. Al meu se răstoarnă incredibil de repede. Și atunci, dacă încerc să urc, de exemplu, o scară, da? Eu trebuie să o urc din prima, pentru că dacă n-am reușit, risc să mă vadă cineva să zică, a, are nevoie de ajutor și să vină și să pur și simplu să mă răstoarne. Și atunci e destul de ciudat, da, na. Spune-mi, tu și conduci, din câte mi-ai povestit, care este problema cu locurile pentru persoanele cu dizabilități? Problema e că pur și simplu nu există și unde există, ori sunt ocupate, ori sunt blocate. E simplu. Și tu cum te descurci? Uite, de exemplu, a fost concertul acum câteva zile, știi?
Și am venit și am parcat-o aici, din Părculeț. Mi-am găsit eu un loc unde am crezut că n-are nimeni cum să mă blocheze. Și am stat câteva ore, n-am stat până la final. Și când am venit, bineînțeles că era cineva parcat mașina exact, dar practic blocată și o stradă și mașina mea. Am stat acolo, am avut noroc că a venit omul ăla, altfel tot așa, era cineva pe acolo care a mai fost și când am parcat-o și m-aș fi rugat de el să mi-o dea înapoi, să pot să mă urc în ea, că altfel n-aveam cum. Deci te adaptezi. Spune-mi despre oameni. Mai au ei suflet? Le mai pasă atât de mult de tine când te văd în scaun cu rotile? Sincer, nu știu, pentru că nici nu suport ideea să inspir milă, să încerce cineva să te ajute și fac o... Chiar dacă mi-e greu, pur și simplu nu arăt. Tocmai ca să nu suport ideea. Să-i fie cuiva milă de mine, n-are sens, mă descurc. Și na. Altfel, na, unii te-ar ajuta, alții nu. În principal, așa, oamenii mai în vârstă tind să te ajute. Tinerii mai rar. Pe Răzvan sunt mii de oameni în Craiova. Nimănui nu pare să-i pese de ei. Rampe nu există, iar acolo unde există sunt făcute în bătaie de joc. Nu mai rămâne decât ca noi să încercăm să spunem povestea și ca autoritățile să facă până la urmă ceva.